Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți organizează concurs pentru ocuparea posturilor de director sau director adjunct în învățământul preuniversitar de stat. Sesiunea iunie-octombrie 2022. 21 de posturi sunt vacante la nivelul județului. A treia sesiune de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director de școli rămase vacante se va organiza în perioada iunie-septembrie. Astăzi au fost publicate listele cu funcțiile vacante, iar de mâine încep înscrierile. Proba scrisă va fi organizată pe data de 8 septembrie. În perioada următoare vom organiza concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ din județul Mehedinți rămase vacante după cele două sesiuni organizate până acum. Vom începe astăzi cu publicarea anunțului, vom face o comisie de organizare a concursului, apoi se vor depune dosare până pe data de 17 iulie, le vom valida, proba scrisă va avea loc pe 8 septembrie și după aceea conform calendarului următoarele etape. Așteptăm să fie cât mai mulți înscriși, iar cei mai buni să câștige. Avem 21 de posturi, majoritatea lor sunt din mediul rural. În urma sesiunilor 2021 și 2022, la nivel național au fost ocupate peste 80% din totalul funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, continuarea acestui demers fiind o consecință firească a politicii Ministerului de Profesionalizare a Managementului Școlar.